În urmă cu 100 de ani, în țară și în județ, mai ales în județ, dar nu putem să vorbim despre județ fără a vorbi despre contextul național și internațional, că nu se poate, nu înțelegem corect lucrurile. Și așa cum vă spuneam, continuăm dialogul cu specialiștii în domeniu. Este vorba despre doctorul istoriei Ionela Binescu de la Arhivele Naționale Vâlcea. Bine v-am regăsit, mulțumim că ne-ați primit din nou. Cu mare drag. Să mergem mai departe, după pacea de la București, să mergem să vedem ce s-a mai întâmplat în 1918 și ce efecte au avut aceste evenimente asupra acestor locuri în care trăim și noi. Și noi, da. Pacea de la București a fost un moment foarte important. Am vorbit și în episodul precedent despre armistițiu, despre începerea negocierilor pentru încheierea acestei păci, speranța pe care guvernul român a avut-o, că numindu-l prim-ministru pe Alexandru Marghiloman, aceste negocieri se vor purta de pe alte poziții și vor fi puțin mai favorabile pentru noi, lucru care însă nu s-a întâmplat. Pacea s-a încheiat la 27 aprilie, 7 mai 1918, iar condițiile au fost extrem de dure și vreau să le amintesc pentru că e foarte important ca să vedem de pe ce poziții se afla guvernul România la momentul acela. Austro-Ungaria primea o parte, cea mai mare parte a lanțului muntos, a munților Carpați, un teritoriu care însemna 5600 de kilometri și o populație de peste 72.000 de locuitori, cu, evident, cu importante bogății ale solului și ale subsolului, și, evident, de o mare importanță strategică, vorbim de lanțul munților Carpați. Bulgaria primea Cadrilaterul și o parte din sudul județului Constanța. De asemenea, restul Dobrogei trecea în condominium celor patru state ale puterilor din cadrul puterilor centrale, României lăsându-i se doar un coridor prin care se putea face legătura cu Marea Neagră, cu Constanța. Toate bogățiile țării, ale solului, ale subsolului, pădurile, cerealele, petrolul, toate intrau sub controlul Germaniei pentru o perioadă nelimitată, practic. Pe de altă parte, România mai trebuia să plătească Germaniei și Austro-Ungariei importante sume de bani, să renunțe la orice indemnizație pe care ar fi solicitat-o în contul pagubelor pricinuite de armatele de ocupație. România era practic dezarmată, Germania își păstra întregul aparat militar și de ocupație, iar până la ratificarea păcii de către Parlament și de către rege, evident, trebuia să menținea starea de război. După ce s-ar fi ratificat tratatul, starea de război devenea stare de ocupație, prin menținerea a 6 divizii întreținute în România și de România, și precum și a formațiunilor necesare exploatării resurselor. De asemenea, România continua să fie împărțită în două, Moldova până la linia ce trecea prin Mărășești. De cealaltă parte, teritoriul aflat sub ocupație încă din toamna lui 1916, unde Germania urma să-și exercite controlul militar, exploatarea economică, precizată, evident, de prevederile tratatului respectiv. Frontiera dintre cele două țări rămânea închisă, iar trecerea refugiaților dintr-o parte într-alta era complet interzisă și se admitea doar în condiții speciale și cu aprobări speciale. Cu militare condiții. Absolut, absolut. Iar dacă într-adevăr lucrurile ar fi rămas la fel, România probabil că nu știu în ce condiții ar fi putut să supraviețuiască acestor condiții. Un aspect pe care, evident, punerea în aplicare a tratatului l-a ridicat a fost trasarea frontierilor cu Austro-Ungaria. Spuneam că munții Carpați intrau în cadrul Austro-Ungariei și, în acest context, județul Vâlcea s-a aflat cumva în prim plan, pentru că aveam graniță cu Austro-Ungaria, în zona de nord a județului. Și pe sus, pe la Voina, se văd vechile. Da, da, da. Vechile, și oamenii știu unde era granița. Da. Iar
Trasarea acestor granițe a ridicat grave probleme pentru populație mai ales și am să vă relatez doar episodul de la Brezoi, care este edificator pentru ce s-a întâmplat atunci. Aici, la Brezoi, locuitorii s-au aflat într-o situație destul de complicată, în sensul că granița a fost stabilită pe râul Lotru, ceea ce a împărțit, prin urmare, comuna în două. Casele locuitorilor au rămas în mare parte în partea dreaptă a lotului, deci în partea românească, iar locurile de cultură, pășunile, libezile, deci pământul arabil, a rămas în partea stângă, deci în partea care revenea Austro-Ungariei. Pericolul era extraordinar de mare pentru locuitori și autoritățile locale au și semnalat acest lucru într-o seamă de memorii, de adrese pe care le-au înaintat structurilor autorităților superioare. Și am să vă citesc dintr-o asemenea adresă ca să vedeți exact modul în care autoritățile locale vedeau această situație. Ei spuneau așa, că parte din locuitori urmează să fie expuși, aș vinde casele spre a se stabili în teritoriul cedat Austro-Ungariei, unde și-au proprietățile, fiind forțați de împrejurări, deoarece în partea dreaptă a râului Lotru nu au teren de cultură, locul fiind dosnic și pietros. Era firesc, prin urmare, ca aceștia să solicite autorităților să le clarifice, să le lămurească dreptul de proprietate asupra acestor terenuri și ce vor face ei în continuare. Locuiau într-o țară și trebuiau să se hrănească, să se cultive terenul într-o altă. Da, triste vremuri. Deci vă dați seama cam în ce situație absurdă se ajunsese. Evident că s-au întâmplat și incidente nefericite și cred că este în procesul acesta de trasare a granițelor care nu s-a terminat, nu a durat foarte puțin, el a fost extrem de laborios și, de exemplu, în momentul în care autoritățile austro-ungare trasau granița nordul județului, în comuna Peraza comunei Călinești, unde avuseseră loc mare bătălie în timpul, în toamna anului 1916, în 7 iulie 1918, militarii unguri, în timp ce trasau și făceau măsurătorilor în vederea stabilirii graniței, au călcat pe niște grenade neexplodate și au murit. Incidentul a fost semnalat de autoritățile locale. Mai mult de ce? Pentru că ele își exprimau nemulțumirea, pentru că s-au încălcat orice cutumă vis-a-vis de ce se făcea într-o asemenea situație. Armata ungară și-a ridicat morții, nu a vrut să facă cunoscut nici numele lor și asta a fost un prilej de a-și exprima nemulțumirea de către autoritățile locale pentru modul în care s-a rezolvat situația respectivă. Evident că tratatul de pace, deci pe lângă chestiunile acestea foarte clare, punctuale, vis-a-vis de stabilirea graniței, de trasarea granițelor, am ridicat o situație foarte complicată. S-a încheiat pacea și s-a produs demobilizarea armatei române, o bună parte a armatei române, și acești demobilizați trebuiau să se întoarcă la locurile lor de baștină. Evident că ei au fost întâmpinați cu mare bucurie de către populația autohtonă, era și firesc, de locuitorii orașelor, aflați sub ocupație străină încă din toamna lui 1916, și același lucru s-a întâmplat și la Vâlcea. Și având în vedere această situație, autoritățile militare au considerat că era necesar să se iau anumite măsuri și extrem de severe au fost măsurile respective, tocmai în ideea de a păstra ordinea pe teritoriul Comandaturii de Etapă Mobilă 270 de la Râmnicu-Vâlcea. Și s-au emis o seamă de ordine prin care se atrăgea atenția populației că se va proceda cu toată severitatea în contra atitudinii elementelor nesocotite, care poartă caracterul dușmănos contra supușilor puterilor centrale aliate sau care au tendința de a aduce neliniște în populație. Ei au sesizat factorul de risc pe care îl reprezentau acești demobilizați și de aceea au luat și aceste măsuri. De fapt, ei ce interziceau? Interziceau adunările publice, care considerau ei că împiedică circulația publică, cum se exprimau. Interziceau însoțirea de către locuitori în mod ostentativ a demobilizațiilor armatei române.
interziceau întâmpinarea cu ovația de mobilizațiilor, ținerea de discursuri și, în general, orice acțiune care ar fi putut periclita ordinea și siguranța circulației publice. Și de azi, toate aceste măsuri, orice abatere de la aceste reguli, erau sancționate cu amenzii care ajungeau până la 3.000 de lei și inclusiv cu închisoare de până la 6 luni. Dacă nu mă înșel, data trecută când am stat de vorbă și am văzut niște documente, cred că interziceau și purtarea uniformei. Da, da, de mobilizațiilor le era interzis să poarte și uniformele. Aceasta urma să fie predată comandaturii de etapă, iar dacă se întâmplau situații în care nu aveau cu ce să se îmbrace, nu aveau haine civile, se permitea portul uniformei militare, în mod excepțional, după ce dădeau o declarație scrisă în care spuneau că nu au haine civile și, de asemenea, după ce li se îndepărtau de pe uniforme gradul și semnele regimentului. Deci, mai mult, pentru a avea un control cât mai exact asupra acestor demobilizați și pentru a-i controla, a le controla acțiunile, că de fapt și asta era un lucru important, autorităților locale, primarilor de localități, li s-a emis ordin ca într-un timp foarte scurt, până în 20 aprilie 1918, să se întocmească situații pe localități cu gradul și numele tuturor demobilizaților care se întorseseră în localitățile lor. Problema acestor demobilizații a fost destul de complicată, pentru că ei trebuiau să și facă ceva. Dacă pentru soldații țărani lucrurile erau simple, ei se duceau și făceau munca câmpului, ca asta știau să facă, a fost o situație mai aparte pentru intelectuali, pentru că ei trebuiau să-și găsească locul în societate. Ei oricum erau foarte urmăriți pentru că reprezentau un pericol. Ei erau instruiți, ei puteau fi un factor de destabilizare în societate. Ca și notarul din Cuca. Din Cuca, exact. Oameni care veneau și povesteau, spuneau, deci erau periculoși din acest punct de vedere. Dar, prin urmare, ei veneau și trebuiau să-și găsească mijloace de trai până la urmă. În cazul cadrelor didactice și în cazul preoților, Ministerul Instrucțiunii și Cultelor a găsit soluția ca ei să vină să se întoarcă la casele lor, iar dacă suplinitorii care erau numiți în locul titularilor încă își desfășurau activitatea, aceștia urmau să o facă până la sfârșitul anului școlar, de exemplu, ulterior locul lor fiind ocupat de titularii reluându-și locurile, iar demobilizații care nu puteau lucra din acest punct de vedere, demobilizațiilor li se plătea un salariu, un fel de primă de concediu, ceva de genul acesta. De asemenea, în cazul în care, de exemplu, postul era liber, demobilizații puteau să ocupe locul respectiv fără probleme, iar dacă au fost și situații în care aceștia au refuzat acest lucru, măsurile erau drastice, în sensul că li se tăia salariul, acea indemnizație, iar în situația în care mai făceau și propagandă, făceau politică și propagandă împotriva puterilor centrale, împotriva lor se luau măsuri drastice și atunci, tocmai ca să descurajeze orice mișcare de revigorare a spiritului național în teritoriul ocupat. Același lucru s-a întâmplat și cu prizonierii, pentru că în teritoriul ocupat s-au organizat în toamna anului 1916 și apoi în decursul anului 1917 lagări de prizonieri. La Vâlcea am avut lagăr la Râmnicu Vâlcea și am avut și la Drăgășanu un lagăr de prizonieri. Acolo unde au fost internați, închiși, prizonieri, în special prizonierii români luați de către armatele puterilor centrale în timpul luptelor de pe Valea Oltului sau din zona Sibiului, în toamna lui 1916.
aceștia, obligația de a întreține aceste lagăre, există de altfel documente în arhivele vâlcene, mai ales în anul 1917, care vorbesc de modul cum s-a realizat acest lagăr, acolo unde era școala de postul, sediul garnizoanei și școlii de geniu, acolo s-a organizat lagărul, acolo s-au amenajat construcțiile respective, există inclusiv proiecte ale acestor construcții realizate prin efortul primăriei Râmnicu-Vâlcea. Dar impuse de forțele de ocupație. Absolut, dar tot ce însemna obligația întreținerii acestor lagăre revenea ocupaților. Da, absolut. Da. Știți, ascultându-vă și rememorând ce am discutat și în prima parte a discuției noastre, îmi dau seama cât de meticuloși erau în organizare, cât de am și văzut acele ori meticuloși cu toate aspectele, totul era foarte bine aranjat și consemnat, bine, în dauna noastră, dar totul era extraordinar de bine organizat. Deci, vă dați seama, întotdeauna regulile războiului spun că cel care a luat prizonierul se și ocupă de întreținerea lui. Ei nu au mai făcut treaba asta, au venit, au făcut lagăre aici și a zis vă ocupați că s-ai voștri, deși noi îi ținem închiși, că poate controlul a mers până acolo încât autoritățile locale nu aveau bani, posibilități să întrețină și atunci s-a recurs inclusiv la strângerea de fonduri și de donații din partea populației civile. Au fost ofrande, au fost donații făcute de populația civilă pentru întreținerea acestor prizonieri români. De exemplu, la începutul anului 1918, orașul Râmnicu-Vâlcea avea, de fapt fiecare județ avea stabilită o normă de echipament, așa se chema, pentru prizonierii de război români internați în teritoriul român ocupat. De exemplu, în primăvara, începutul anului 1918, orașul Râmnicu-Vâlcea avea de asigurat 50 de garnituri, așa se chemau, care trebuiau predate lagărului de prizonieri. Din ce era alcătuită o garnitură? Asta că e foarte importantă. Era alcătuită dintr-o manta, o pereche de pantaloni, o haină și vestă, o cămașă, o pereche de izmene, o pătură sau un covor bun pentru acoperit și o pereche de cizme, ghete sau opinci. Asta era o garnitură. Nu erau acceptate haine de pentru folosință zilnică, decât haine pentru folosință zilnică și numai din stope groase pentru iarnă. Acum, populația orașului era sărăcită, este evident, și atunci n-au putut să strângă de la populație atât cât ar fi trebuit. Să ne amintim, mă scuzați că mă întrerup, un oraș care avea în jur de 10.000 de locuitori. Da, până 10.000 de locuitori. Chiar mai depopulat, pentru că mai plecaseră și pe front. Și uitați cât a putut orașul să, la începutul anului să doneze pentru prizonierii din lagărul de la Râmnicu-Vâlcea. 19 cămăși, 24 izmene, 12 haine, 8 pantaloni, 6 veste, 3 paltoane, 23 de prosoape, 14 batiste, 26 perechi ciorapi și 3 căciuri. Da. Atât a putut orașul la momentul atât acela. Atât a reușit, sigur că da. Vorbeați de cât de meticuloși au fost ei. Păi lucrul acesta se vede cel mai bine în felul cum au făcut rechiziționările de la populație în perioada asta. Pe parcursul, i-au făcut rechiziționări de la momentul ocupării județului, orașului și pe parcursul anului 1917 și s-au continuat cu brio și în anul 1918, chiar aș spune mai cu sârg, mai ales că eram deja într-o altă postură, ne aflam într-o altă postură față de anul 1917. Au continuat, de exemplu, rechiziționările de produse agricole și nu numai de la populația civilă în principal, că de acolo au fost luate pentru nevoile ocupantului. Și, sau, de exemplu, vă dau un exemplu de ce s-au rechiziționat în perioada respectivă în afară de produsele agricole. Cazane de aramă, mânerele de aramă, de alamă, de nichel, de la uși, de la ferestre, galeriile de la ferestre, de exemplu, mobile și fântânile din oraș, dacă aveau componente de genul acesta.
acesta. Nu mai vorbim de clopote, nu mai vorbim de acoperișuri, de biserici și așa mai departe, sau de alte clădiri, tot ce putea, absolut, absolut tot a fost luat. Cetățenii erau obligați să predea orice obiect de genul acesta. Dacă nu o făceau, ei dacă predau aceste obiecte, primeau o sumă modică. Dacă nu o făceau, nu mai primeau niciun leu. Le era luat cu, fără nicio plată. Absolut. Și același lucru s-a întâmplat, de exemplu, și cu proprietarii de vite. Cei care refuzau, de exemplu, să predea animalele rechiziționate, pentru că rechiziționau, li se dădea un bon, de exemplu, și cu bonul ăla se duceau să primească o sumă modică, dacă o primeau. Sau urmau să o primească vreodată, cândva, nu se știa când. Dacă totuși nu o făceau, toate le erau animalele, de exemplu, le erau vitele, le erau confiscate fără nicio plată. Deci era un mijloc de a-i speria, de a-i obliga să facă lucrul acesta. Că nu, de exemplu, oamenii ascundeau prin păduri și prin alte locuri vitele, animalele, pentru că ei făceau recensăminte foarte drastice ca să știe ce are fiecare în gospodăria lui. Și cât îi ia. Sigur că da, și în funcție de asta să stabilească cotele. De exemplu, comerțul cu lapte de oaie, cu brânză și unt era interzis de către autoritățile germane, iar toți proprietarii de oi erau obligați, aveau o cotă zilnică de 250 de grame de lapte pe oaie. Deci dacă venea și te recenza și spuneai că ai 100 de oi, aveai cotă stabilită. 250 de litri de lapte și da, pe fiecare oaie zilnic era o cotă minimă la care erai obligat și atunci... Bine că întotdeauna țăranul român și oltean s-a descurcat, da. Asta arată totuși cât de drastici și ce control, ce măsuri draconice au putut să ia. Primarii, de exemplu, sau proprietarii de oi, în general, erau cei care erau responsabili de strângerea, de predarea laptelui de oaie, iar prețurile la care era luat de către comandatura de etapă erau niște prețuri stabilite de ei, de ocupantul german. De exemplu, o să vă dau cu exemple de câteva prețuri ca să vedeți. Brânza de Brăila era luată cu 2,50 per kilogram, lei per kilogram, brânza de burduf cu 3 lei pe kilogram, untul de oaie cu prețuri între 4,5-6 lei pe kilogram, iar urda avea prețul de 2 lei pe kilogram. Acum, mi-e greu să știu cam care ar fi fost prețurile corecte în acea perioadă. Sunt convinsă că erau mult sub prețurile de producție. Da, și prețul pieței în general. Da, prețul pieței. Iar contravenienții erau, deci dacă nu făceai lucrurile astea, erai amendat. Amenzile mergeau până la 2000 de lei, deci faceți o comparație între cât se vindea kilogramul de brânză și cât era amenda. Și sau dacă nu, inclusiv cu 2 luni de închisoare, confiscarea mărfii și a oilor fără plată. Deci îi cam speria pe oameni toate lucrurile acestea, evident. Era o teroare sub care trăiau și am văzut că stabileau tot așa în documentele pe care am avut privilegiul să le văd la trecută. Și cum să culeagă urzicile și cum să le predea, cum să predea părul de capră. Deci tot ce se putea folosi în interesul armatei ocupantului. Da. Deci, vă dați seama, fiecare localitate era obligată să predea săptămânal o cotă de ouă în funcție de numărul de locuitori. Călimănești, vă dau un exemplu, avea fixată o cotă de 208 ouă pe săptămână. Numărul e mare dacă te gândești la ce, pentru că totul se raporta la ce număr de găini avea omul în gospodărie. Bineînțeles că îi făcea aproape imposibilă strângerea cotei respective. Vă spuneam și data trecută că în momentul în care nu predai cota, ocupantul nu te scutea. La cota pe care o aveai pentru săptămâna următoare s-a adăugat și diferența pe care n-ai predat-o săptămâna care trecuse. Deci oricum nu iertau nimic. Prin urmare, din acest motiv au cerut întocmirea unor evidențe foarte stricte a tuturor proprietarilor de păsări pe categorii, adică găini, rațe, gâște, și în funcție de asta stabileau numărul de ouă pe care fiecare gospodărie era obligată să-l predea. Știți ce este trist? Că îmi dau seama că
Atunci când puterea este oarbă și nu este în interesul cetățeanului, seamănă indiferent cum este. Pentru că nu putem să uităm, cei care avem o vârstă, dar probabil că și tinerii au auzit, cât de mult, și să nu semnalăm, cât de mult seamănă ce făcea ocupantul în zonă cu ce făcea regimul comunist în gospodăria țărănească, cu cotele obligatorii pe care trebuia să le dea. Adică acolo unde puterea este doar în interesul puterii și nu are nicio legătură cu cetățeanul, anomalii se petrec. Absolut, absolut. Nu, că nu există diferențe, așa cum nu a existat diferență între ocupantul german din primul război mondial și ocupantul sovietic. Adică am mai vorbit noi, că am avut tendința să idealizăm puțin. Nu, nu e cazul, pentru că ocupantul e ocupant în orice situație și nu își urmărește decât propriul interes. Nu are de ce să aibă milă față de cel pe care îl domină. Nu? Vorbeați de urzici, că s-a reglementat inclusiv acest lucru. Eu vă spun sincer, pentru mine a fost uimire când am citit prima dată, nici acum nu înțeleg cum au putut să coboare, pentru că așa mi s-a părut mie până la nivelul acesta al controlului, modului cum se făcea recoltarea urzicilor. Acum, era obligativitate să le recoltezi, să le predai într-un anumit fel. Sigur că da, o să vă și citesc că am scos dintr-un document ca pentru telespectator să vadă exact cât de până la ce amănunt au putut să ajungă, în condițiile în care, de exemplu, populația era interzisă să folosească urzicile în propria alimentație sau hrana animalelor. Acum, sincer vorbind, mi se pare și complicat de controlat. Acum, mai de unde să știi ce pune omul? Crește oriunde. Eu tot n-am reușit niciodată să înțeleg, gândindu-mă și citind aceste documente, cum controlau ei punerea în aplicare acestor lucruri. Pentru că urzica... Că nu face o fiertură de urzica. Da, adică e complicat. Da, nu știu, da. N-am înțeles care a fost rostul acestor reglementări, dar chiar am să vă citesc câteva lucruri din documente, din ordinele emise, ca să vedeți până la ce nivel au putut să ajungă cu reglementarea. Spuneau așa, recoltarea se făcea la începutul lui iulie, când urzica este în floare. Cu cât urzica este mai mare, fac o paranteză, eu știu și eu din copilăria mea că în general urzica se consumă primăvara, când este mai crudă și este mai, are toate vitaminele necesare. Da. Spunea mai departe ordinul, cu cât urzica este mai mare, cu atâta este materialul mai prețios. Probabil că nu-l foloseau pentru hrană, că altfel nu-mi explic. Da, pentru îngrășământ. Da, pentru altceva. Da, foarte interesant. N-am găsit în documente o explicație asupra modului de folosire ulterioară a urzicii, adică ce făceau cu ele. Că mi se pare totuși ciudat să le folosești în alimentație în felul acesta. Deci spunea apoi documentul, cu cât urzica este mai mare, cu atâta este materialul mai prețios. Urzicii să fie tăiați cu cuțitul de jos de la pământ, se mai poate tăia cu secera sau cu coasa, să se pună neted pe pământ și să nu se frângă. Lucru principal este uscatul. Dacă aceasta nu s-a făcut suficient sau nu cum trebuie, atunci se poate întâmpla ca cotoarele să mucegăiască sau să fermenteze. Din această cauză devine nefolositor. Urzicile să nu fie puse pe pământ la uscat, ci ca grânele legați în snopi sau să fie puși pe gard, frânghii sau sârmă. Toată această nebunie a rechiziționărilor, mai ales de alimente, a născut probleme grave în societate, pentru că populația s-a aflat în situația, populația autohtonă, de a nu-și mai putea satisface nevoile elementare, minime de supraviețuire. Faptul că ocupantul lua tot ce se putea lua a generat odată multe lipsuri, foamete și de aici boli. De exemplu, că administrația județeană curgeau plângerile din partea primarilor de localități care reclamau lipsa alimentelor de primă necesitate, mălai, făină, lucruri elementare pentru hrana populației. De exemplu, în iulie 1918, primarul din Ocnele Mari reclamă faptul că populația acestui oraș se prezintă zilnic la localul primăriei și se plânge că sunt amenințați să moară de foame din cauza că nu au pâine și mălai în destul. Acum se cuvine să fac o observație. Potrivit reglementărilor ocupantului, localitățile urbane aveau cote de făină, de mălai, în funcție pe cap de familie.
Și ei erau, da, și ei erau, și erau, aprovizionarea se făcea în felul acesta. În mediul rural, situația se prezenta altfel, în sensul în care aceste cote nu existau. Și omul se descurca cum putea la, cu hrana. Asta a născut ulterior niște probleme, de exemplu, într-un târg mic, cum era Horezul, care nu era văzut ca localitate urbană și de aici au fost mari probleme din punctul acesta de vedere, dar o să mă opresc acolo pentru că mai târziu. Oricum, revenind la exemplu cu Ognele Mari, primarul, în urma acestor sesizări și acestei situații dramatice, identifică și cauza, pe lângă faptul că aceste cote erau mici, se adauga și numărul mare a demobilizaților care se întorc în localitate. El, de exemplu, dă o cifră, deci demobilizați și prizonieri eliberați din lagăre, spune circa 400 de persoane, un număr mare, care nu fusese luați în calcul atunci când s-au stabilit rațiile. Și aceștia venea, se adăugau la familiile lor și evident că hrana era insuficientă. La Brezoi s-a întâmplat același lucru. Tot așa, cotele erau foarte mici și nu erau livrate la timp populației, ceea ce evident că a dus la foamete și la foarte multe boli în rândul populației. E adevărat că din schimbul acesta, din birocrația asta care a existat dintotdeauna și din schimbul acesta de adrese între instituții, la un moment dat, comandatura de etapă, deci ocupantul, spune, este problema voastră a administrației locale. Nu este treaba noastră, noi v-am dat vouă această treabă, voi să vă ocupați cu aprovizionarea populației cu hrană. Dar administrația de unde să ia? Administrația românească, dacă absolut tot ce se producea pleca, era luat de ocupant. E un cerc vicios în care omul chiar nu mai conta. Vă spuneam de faptul că aceste cote erau stabilite doar pentru localitățile urbane. Horezul era localitate rurală văzută de autoritățile germane, iar aici, prin urmare, la începutul anului 1918, comandatura de etapă va tăia rațiile pe care le stabilise anterior și cota de făină. Astfel că populația se află, civile se află într-o situație dramatică. Paștele anului 1918 i-a găsit într-o mare sărăcie. Din adrese și din corespondența purtată de autorități cu comandatura de etapă, rezultă că circa 110-125 de familii din 358, spun ei, îndură mari neajunsuri, mai ales copiii, din cauza lipsei totale de pâine. Solicitarea mergea, se cerea de fapt să se acorde în continuare aceste cote lunare de făină, chiar dacă localitatea se considera că e o localitate rurală și mai ales că în timpul Paștelui 1918 populația a suferit crunt de foame. S-au căutat soluții de către autoritățile locale în fața răspunsului atât de, până la urmă, de cinic al ocupantului, ocupați-vă voi de hrana populației. De exemplu, primăria Ognele Mari va emite o ordonanță în 14 iulie 1918 prin care a încercat să reglementeze distribuirea pâinii. Și soluțiile găsite au fost aceea de a se distribui, de exemplu, pâinea doar dimineața între orele 5 și 6, în baza unor bonuri în care erau specificate celebrele cartele pe care noi le-am trăit în anii 80. Da. Și noi nu eram în război în anii 80, da. E foarte adevărat. Deci aceste bonuri aveau specificate pe ele cantitatea strictă de pâine pe care trebuia să o primească o familie. În cazul în care brutarii, de exemplu, nu respectau aceste reglementări, riscau să li se închidă brutăriile. Deci măsurile coercitive erau foarte, foarte dure. Bine, o făceau pentru că nu aveau și erau obligați de lipsa acestor elemente de alimente de primă necesitate să facă lucrul acesta. Implicarea autorităților militare, vorbeam de pâine, dar închipuiți-vă că e un aliment de bază, dar autoritățile militare s-au implicat inclusiv în ce a însemnat producerea de țuică, de exemplu. Normal, era culmea să nu se ocupe și de așa ceva. Licoare și
De exemplu, emit un ordin în septembrie 1918, prin care stabilesc că 65% din cantitatea de țuică produsă într-o gospodărie țărănească urmează să fie confiscată, restul putând fi comercializată de către gospodar, dar exportul fructelor, deci prune, mere, ce produceau, mai ales într-o zonă ca a noastră, care era o zonă de unde se produceau fructe, era interzis. Deci exportul în afara comandaturii de etapă era interzis. S-au impus condiții drastice de producere a țuicii. Asta nu era un lucru rău, pentru că țuica trebuie produsă în anumite condiții, doar în cazane de aramă, de exemplu. Da, pentru că altfel devine toxică. Exact. Deci asta n-a fost un lucru rău că au impus acest lucru. Sau în cazane, spuneau, de fier sistematic smălțuite pe dinăuntru. Aprovizionarea cu tutun, iarăși era un element care n-a scăpat controlului ocupantului. De exemplu, fiecare localitate era obligată să facă situații cu fumătorii, cu bărbații, interesant, numai bărbații puteau fi fumători, bărbații majori fumători. Rolul acestor, pentru că erau stabilite cote și de tutun. Și, de exemplu, șeful depozitului de vânzare din județul Vâlcea a solicitat la 27 iulie 1918 tuturor primarilor de localități din județ să facă aceste evidențe, să le înainteze pentru a stabili cantitatea de tutun care trebuia distribuit apoi în comunele respective. Bine, e firesc, pentru că știți că și soldatul pe front avea cota lui de tutun, deci cumva se înțelege de ce au simțit nevoia să controleze inclusiv acest aspect. Da, foarte interesantă toată această atmosferă creată din documentele vremii despre cum interacționau forțele de ocupație cu nevoile cetățeanului și cum controlau absolut tot. De la piață, da, tutun, da. Pâine, să nu mai vorbim de pâine care era de bază. Și să nu mai vorbim de lucrul cel mai important, modul cum ei au controlat producția agricolă. Pentru că asta interesa. De exemplu, județul ce putea oferi ca resurse? Oferea pădurea, lemnul, care era exploatat în zona de nord, unde ei oricum erau bine poziționați înainte de izbucnirea războiului. Pentru că trebuie să spunem treaba aceasta, toată zona de exploatare a pădurilor din nordul județului se făcea de firme austriece și austro-ungare. Tot ce și semna... italienii au fost primii italienii, care au pus bazele. Italienii erau mână de lucru. Mână de lucru, erau, da. Mână de lucru, dar societatea nu exista, nu era înființată la momentul acela. Existau alte societăți de exploatare forestieră în zonă. Societatea Carpatina se înființează după anul 1920, dar pe baza unor societăți care funcționaseră acolo, în zona respectivă, și toate erau conduse de către austrieci, austro-ungari din Imperiul Austro-Ungar, deci oricum ei controlaseră resursele încă de dinainte, pentru că, fac o paranteză, să știți că primul război mondial, când a început războiul, ei cartografiaseră toată zona munților din nordul județului. Ei știau ce avem. Ei știau ce aveau, știau fiecare trecătoare, știau sub acest paravan al exploatării lemnului de către firmele respective, ei se infiltraseră foarte bine, ajutați și de o politică extrem de deschisă, patronată de Carol I, de regele Carol I, care era, evident, era german și de exemplu, exploatarea petrolului s-a făcut tot de firme germane, cu capital german. Deci, asta a fost situația, pentru că, într-un fel, e și de explicat. Ei până la începutul primului război mondial, teoretic, nu ne erau dușmani, noi eram într-o alianță cu ei. Erau parteneriat. Sigur că eram în triplă alianță cu ei. Deci, până la un moment dat, se poate explica acest lucru. Asta apropo de resurse, deci lemnul era exploatat foarte bine în zona respectivă, mica, aurul, deci resursele din mica nordul, de la Cataract, de la Valea Lestan, deci totul era exploatat. Deci deja. Aveau un cap de pod în această parte de, și știau foarte bine. Sigur. Și acum le mai rămăsese partea de agricolă.
agricultura și au făcut-o și pe asta foarte bine, nemțește, am putea spune, pentru că ce nu cunoscuse poporul român, evidențe stricte a terenurilor agricole, a producției agricole, pentru că n-am avut, românii n-au avut cultul acesta al ordinii și nu l-avem nici acum, nici nu cred că ne vom schimba vreodată. Dar ei au venit și au impus această regulă. Asta poate n-a fost un lucru greșit sau rău, dar ei au impus în dorința de a avea evidențe clare și de a controla lucrurile. Nu în beneficiu nostru, evident. Dar în același timp, poate că o parte din această metodă era bine să o mai păstrăm. Ei au cerut și au făcut o evidență strictă a tuturor proprietăților agricole și a tiporilor de culturi agricole. Deci nu numai avem un recensământ agricol cumva. Da, pe comune. Făcute din perioada respectivă. Fiecare comună înainta, preturile înaintau aceste evidențe și se știau care sunt suprafețele pe fiecare localitate agricolă și care erau culturile agricole din care ce se cultiva în perioada respectivă. Apoi s-au cerut situații numerice cu locuitorii, bărbați, femei, copii care aveau domiciliu, de exemplu, până la 10 ianuarie 1918 în localitatea respectivă, precum și a celor care erau plecați. S-au cerut evidențe cu cei care aveau locuință la țară, aveau moșii, aveau grădini, dar nu locuiau acolo. Toate aceste evidențe, sigur că ele vizau exploatarea cât mai bună a resurselor și să a producției agricole. Să nu piardă nicio bucățică de resursă, da, pentru da, că nu da, știu. Sigur da. Că da. Deci se cerau date privind suprafețele agricole deținute pe persoane, livezi, pășuni, grădini, vii, pământ neroditor. Aceste documente există în arhive? Sigur că pentru că reprezintă o oglindă a modului de trai în județul Vâlcea perioada respectivă. Știm cam care erau ocupațiile. Măcar aproximativ așa, pentru că noi totdeauna trebuie să le luăm sub un anumit beneficiu de rezervă, dar prezintă totuși este o sursă de informații asupra situației de la momentul respectiv. Aceste situații nu s-au făcut odată și așa au rămas. Lunar, primarii trebuiau să le reactualizeze în funcție de ce modificări s-au produs. Număr de populație, de exemplu, precum și dacă se produceau modificări vis-a-vis de dreptul de proprietate asupra terenurilor respective. Lucru cu care zona aceasta a României nu fusese obișnuită niciodată și ulterior nici după nu s-a mai continuat în perioada interbelică lucrul acesta. Păi dacă odată ce am respins ocupația, am respins tot. Și bun și rău. Da, așa este. Noi nici la momentul acesta facem o paranteză, n-avem o situație. Evident. Deci noi nici acum, la momentul 2018, după 100 de ani, noi n-avem o evidență exactă a situației. Deci terenurile agricole și așa mai departe. Vedeți numai câte probleme sunt cu reconstituirile drepturilor de proprietate. Deci am rămas pe linia noastră vis-a-vis de această chestiune. Săptămânal, de asemenea, deci odată că îi interesa evidența, deci recensământul terenurilor, dar interesa, de exemplu, stadiul lucrărilor agricole. Săptămânal, la comandatură, exista un ofițer specializat, un agronom, care aduna toate aceste date și săptămânal știa care a fost stadiul realizării lucrărilor agricole. Dacă, de exemplu, nu se realizau, de ce nu se realizau? Se făceau niște analize. Dacă era nevoie de ajutor, să-i ajutăm să realizeze ce au de făcut. Și ca lucrurile să meargă și mai în profunzime, și-au dat seama că românul, care este profund ortodox, are foarte multe sărbători religioase. Și au gândit, probabil așa, dumneavoastră, este un factor destabilizator și din acest motiv noi nu putem produce încât ar trebui să producem. Și s-a emis un ordin, asta a fost încă o dată, cred că spune multe și despre noi ca popor și la modul cum ne-au perceput ei, deși fac o paranteză, Mackensen spune foarte bine la un moment dat că el a venit cu armata aici, care știa să se comporte și când după un an, doi de ocupație, deja armata lui nu mai era ce fusese.
luase toate obiceiurile proaste de la noi. Proaste sau mai relaxate. Sau mai relaxate, da, convență. Da. El le-a văzut proaste obiceiurile. De la strictețea teutonă germană, așa am trecut. Da, da. Ei, armata germană, învățase repede lucrurile astea de la noi și cred că s-au simțit foarte bine. E în natura umană. Sigur că da, sigur că da. Și revenind la treaba aceasta, feldmareșalul von Mackensen emite un ordin general pentru toată zona ocupată, în care el, prin acest ordin, erau admise, erau sărbători ca sărbători religioase, un număr foarte restrâns. O să vi le și enumăr: Boboteaza, Sfânta Marie, Înălțarea Domnului, Sfinții Petru și Pavel, Nașterea Maicii Domnului, Sfântul Nicolae și Crăciunul. Erau singurele sărbători religioase admise de către ocupant. În celelalte zile, inclusiv duminica, autoritățile trebuiau să-și desfășoare activitatea, iar deci autoritățile, dar și cei care activau în domeniul comerțului, a industriei, a silviculturii, dar și la munca câmpului, pentru că ordinul spune așa: dacă situația obligă și munca câmpului trebuie să se desfășoare, că este, de exemplu, perioada de recoltat sau eu știu ceva de genul ăsta, muncile agricole trebuiau să se desfășoare duminicile, precum și în zilele de sărbătoare. Nu exista din punctul acesta de vedere... Ceea ce era o blasfemie pentru românul ortodox care prețuiește și se teme de mânia Domnului să lucreze în zi de sărbătoare sau duminică. Sigur că da, deci pe lângă zi, și gândiți-vă că poate în 100 de ani lucrurile s-au mai stompat, dar la momentul 1918 lucrurile erau foarte serioase, erai de resusatule, adică era făcut foarte grav să lucrezi în zi de sărbătoare. Trecând peste faptul că pe lângă sărbătorile din calendar, românul mai avea și sărbători băbești, o groază. Deci, într-un fel, e de înțeles ocupantul german. Da, preluate din calendarul precreștin, aduse, transformate, joia neagră. Da, și tot felul de sărbători numite așa băbești în terminologia populară și evident că, sigur, ei n-ar fi admis așa ceva. Tot în timpul ocupației germane din anul 1918 s-a introdus calendarul gregorian. Și atunci, de fapt, calendarul s-a introdus mai devreme, dar în timpul ocupației germane. Evident că populația l-a acceptat foarte greu. Am trecut și noi pe stil nou. Da, am trecut pe stil nou. Asta a produs o bulversare în biserică, mai ales, în care în primul an lumea n-a știut cum să sărbătorească Paștele, de exemplu, sau Crăciunul, deci lucruri de genul acesta. Oricum, ordinele erau stricte. Toate actele oficiale urmau să fie datate conform pe stil nou, iar orice încălcare a acestor prevederi se solda cu amendă foarte mare, 50.000 de lei. La răsărit e rămas, că de aceea sunt decalajele de 13 zile, parcă. Da, da, au rămas din punct de vedere religios. Da, religios, Crăciunul pe stil vechi, da, Paștele. Absolut, da, și de aici sunt și probleme, pentru că facem o paranteză în momentul în care se realizează unirea și s-a hotărât ca biserica să se mențină această trecere pe stil nou. În biserica ortodoxă au fost mari convulsii. S-au creat, de exemplu, prin Moldova, numai în Basarabia, dar și în partea cealaltă de Moldova, secte care țineau, comunități care țineau, preoți care n-au acceptat, comunități care țineau sărbătorile. Biserica deja introdusese pedepse pentru cei care practicau, păstrau încă calendarul vechi. Au fost ani foarte multe convulsii, anii 20, cam așa au fost, până când biserica, societatea, comunitățile au acceptat această trecere. Germanii sunt cei care introduc această trecere la calendarul pe stil nou și ei introduc, v-am spus, și amenzi foarte mari, 50.000 de lei amendă, era foarte mare pentru cei care nu respectau, sau inclusiv închisoare până la 5 ani. Probabil că aceste sancțiuni au venit ca un răspuns la rezistența destul de dură, puternică din partea populației. Da, mai ales când e vorba de credință, e foarte greu să schimbi niște cutume, niște obiceiuri care par să smurgă nu doar, cum să spun, să smurgă ceva din sufletul autentic al sărbătorii. Ei introduc, ocupantul german introduce și ora de vară.
Că asta vroiam să vă citesc. La care s-ar putea să renunțăm curând. Da, vom vedea. Deci după când s-a introdus asta? Deci tot în 1918, la 15 aprilie 1918, când ceasurile au fost date cu o oră mai devreme. Și se spune așa, spunea documentul, ordinul respectiv. La 15 aprilie, ora 2 dimineață, ceasurile trebuie înaintate la ora 3 dimineață. La 16 septembrie dimineața, ora 3 trebuie pusă iar la ora 2 dimineața. Ora de la 2 la 3, care apare în ziua de 16 septembrie 1918 de două ori, se va numi prima oră 2A, 2A și 1 minut, etc., până la 2A 52 minute, e foarte amuzant așa cum au gândit ei lucrurile, a doua oră se va numi 2B, 2B și 1 minut, etc., până la 2B 59 de minute. Reglementările au fost foarte clare, trebuia să se folosească această cronologie de către administrații, mersul trenul, școli, instituții și așa mai departe, ceasurile din hoteluri, din piețele publice trebuiau și ele potrivite și de asemenea și cele din locuințele particulare, deci s-a dorit impunerea acestei reglementări în timpul ocupației germane. Dar tot pentru, că stau să mă gândesc acum, până la urmă, tot pentru eficiența muncii. Absolut. E gândită absolut. Trecerea la ora de vară și apoi absolut. La ora de iarnă. Dar totul a fost gândit în felul acesta. Inclusiv faptul că ei, prin reglementări clare, au obligat persoanele care aveau vârste cuprinse între 14 și 60 de ani să lucreze oriunde erau solicitați. Nu exista posibilitatea de a refuza să lucrezi. Dacă aveai între 14 și 60 de ani, trebuia să muncești. O măsură care, evident că a iscat în rândul populației autohtone civile niște reacții foarte dure. Oamenii au fost împotriva acestor măsuri și fac... Documentele arată lucrul acesta, că au făcut solicitări repetate comandantului comandaturii de etapă, comandantului agronom, pentru că toate aveau legătură cu munca pământului până la urmă, să fie scutiți de la aceste obligații, pentru că numai că comandantul agronom dă un răspuns foarte interesant, spune așa, dacă într-adevăr se nasc greutăți, dacă e lipsă de care sau de voi, veți raporta îndată pentru a vă veni în ajutor, în niciun caz pentru a-i scuti de lucrurile acestea. Deci dacă e o problemă, atunci o rezolvăm noi, dar o rezolvăm. Orice întârziere, de exemplu, în munca, în realizarea muncilor agricole, în strângerea cotelor, deci tot ce însemna activitatea aceasta agricolă, li se imputa direct primarilor comunei, pentru că spune tot inginerul agronom într-un ordin emis lor, trebuie să se știe, primarul e obligat, spune el, să știe în comuna sa cum să-și împartă ca să meargă lucrul bine și repede. Da, ce interesante toate aceste informații și așa privind în urmă, vedeam Râbnicu idilic, un târg mic, iată sub ce presiuni era supus în acea perioadă Râbnicul. Da, Râbnicul Vâlcea și nu numai județul. E interesant, în această parte a discuției noastre am mers tot pe culoare, pe note de culoare privind atmosfera anului 1918 și nu numai, dar acela sub ocupația puterilor centrale, sub comandamentul de etapă. Da, 270, asta era denumirea, comandatura de comandamentul de etapă 270 cu sediul la Râmnicu Vâlcea. Era, v-am spus, era de realizată de către germani, iar zona Drăgășaniului, comandatura de etapă de la Drăgășani, era se afla sub comandă maghiară. Ei și-au împărțit județul. Ce interesant! Da. Da. Vom continua dialogul. Eu vă mulțumesc tare mult și am început cu pacea de la București cu condițiile umilitoare impuse și vom depăși și acest moment, dar am simțit nevoia că în această parte de emisiune și nu va fi singura, că vom mai aduce aminte despre atmosfera din județ și dată de evenimente și de faptele de atunci, din acea perioadă. Eu zic să ne oprim aici, cu această a doua parte a discuției noastre și
Ne vedem într-o săptămână să continuăm dialogul. Cu mare drag.